În episodul de astăzi, de fiecare dată când mi-am bușit mașina, aceasta a devenit din ce în ce mai bună. Iar scopul videoclipului de astăzi este să ajung în partea cealaltă de hartă, așa că stai până la final să vezi dacă am reușit. Bun, ideea e că eu sunt aici, unde e carieră, cred, cariera, cea de genul, și ar trebui să ajung în partea cealaltă de hartă, adică aici, la 5. O să dau un set root. Ok, i-am dat, haide să vedem pe unde ne bagă GPS-ul. Bă, n-ar fi așa mult, uite pe aici sunt niște curbe, în rest autostradă și oraș. Deci eu cred că, ar, cred că e foarte bine. Acum e totul foarte bine, avem această mașină. Cu această mașină am mai făcut un episod. E o mașină cel puțin extraordinară. N-are nici frâne, n-are nimic. Cred că top speed-ul e 60 la oră sau ceva. Ideea e că ar trebui să mă bușesc, așa că... O să încerc să dau cu ea undeva unde să nu fie așa mare bușitura, dar totuși să, să se schimbe mașina. Uite, stulpul stâlpul ăsta. Bă, am intrat prin stulp. Ok, hai că măcar... Măcar s-a dus. S-a dus. Ia mă, băieți! Recunoașteți mașina asta? E ce trebuie sau nu e ce trebuie mașina asta? Gen caide, numai. Golf 4. Ia uite-l, mă, mâncă, gura lui. Ca ești roțile lui. Ia cum e de la interior. Bă, interiorul e clasic, mă, e clasic. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe subscribe și pe clopoțelul la nebun. Am că e bun golfulețul ăsta. Dar aș vrea să văd totuși ce am la următoarea mașină, așa că ar trebui să mă grăbesc puțin. Bine, eu mă grăbesc, ea nu se prea grăbește. Ia să pe aici, desfacem stânga. Bă, harta e destul de măricică, adică West Coast USA parcă se numea. Și e destul de, de mare harta. Opa, ia să-i pierd controlul, dar eu sunt maestru. Hai că sunt maestru. Bă, să opresc, aha. Bă, era să, să nu mai fie acest golf. E bun, mai. A, nu pot să cred. Bă, dar de-abia l-am atins, bă, de-abia l-am atins. Da. Următoarea mașină, bă. Bun, am luat și a treia mașină, cred că ar fi, este un BMW F10, un, o superbitate de mașină. Ia, vă rog frumos să vedeți interiorul asta superb. ceasurile de pe, pe bord merg, adică e totul, totu perfect. Bun, ideea că eu cred că GPS-ul nu prea știe pe unde să vă ducă. Așa că eu o să fac aici a dreapta, pentru că am impresia că GPS-ul mă bagă pe un traseu mai lung. Ceea ce nu-mi nu, nu convine neapărat. Bă, BMW ăsta chiar e mișto. Se controlează și destul de bine pentru... Pentru un BMW care bănuiesc că e tracțiune în spate. Adică ia, stai să vedem. Aha! Hai că m-am mâncat pe mine undeva. l am redresat? Bă, vezi că l-am redresat, da, dacă eram într-un loc mai aglomerat, dacă mă pe multiplayer, acum nu prea mai era combinație, să zic așa. Bun, fraților, cred că. Cred că e bun BMW-ul ăsta. Cred că cu asta o să termin, sincer, că adică nu. Fiind autostradă, nici nu prea mai am unde să, să fac un accident. Sau unde să mă tamponez. Bă, el mă pune să ies, dar eu nu o să ies pe aici. Pentru că, din câte știu eu, după acesta, da, uite că mi s-a reconfigurat traseul, Bă, m-am dus cam tare în curba asta și BMW-ul ăsta nu are frâne. Nu pot să cred așa ceva. Bă, i-am cam rupt bara și aripa. Așa că e timpul să schimbăm mașina. Bun, și ce mașina e mai șmecheră decât un BMW F10? Dacă nu știți, vă zic eu. Dacia Golan. Vă rog frumos să vedeți accelerate pe acest Golan. Și pe controle și tot. Bă, sincer să fiu, n-am mai fost niciodată pe aici, așa că nu o să-i dau prea mare viteză, că n-aș vrea să bușesc Golanul. Era, era să mă duc puțin. Ideea e că... Cred că am fi trebuit să iau după GPS la ultima intersecție, că m-am cam întors din drum. M-am cam întors și nu prea e, e, bine și cred că o să fac un cerc cum ar veni. Deci, cred că cel mai bine era să mă iau eu după GPS. Am zis că știu harta mai bine, dar aparent n-am știu harta mai bine. Și cred că pe aici mă bagă iar pe autostradă, nu? Parcă am mai fost o dată pe aici. Sau? Nu ți minte să mai fi fost vreodată pe aici. Hmm. Nu știu, probabil a mai fost Ideea e că golanul ăsta O să-i dau așa puțină viteză Că e foarte stabil Deci vă rog frumos să vedeți stabilitate Aha Nu pot să cred L-am răsturnat, bă Da, da normal că l-am lovit Dacă era să răstorn uh, Cred că, a, ah, da Am lovit uh, lipul ăsta din față Sau cum se numește Deci cred că o să trecem la următoarea mașină Bun, și ce mașină e mai șmecher decât Golanu? Uh, niciuna, dar uh, am luat acest RS6, hai că am putut să, să scap de acea bordură, uh, e foarte interesantă mașina asta, e așa full black ea din interior, e full white. I merg ceasurile pe bord? Nu, nu-i merg ceasurile pe bord. Ar fi fost frumos să-i meargă ceasurile pe bord. Bă, și da, am făcut cam o prostie că am luat -o pe acolo. Că aparent m-a băgat iar pe autostradă. Așa că cred că de data asta o să o iau pe unde zice GPS-ul. Chiar dacă probabil e mai lung pe acolo. Adică nu probabil, 100% e mai lung drumul. Bă, dar hai că merge ceva mașina asta. 240. Nu se compară cu ultima mașină, dar... E decentă. Am ajuns în oraș, am, am uitat să fac curba. Aha. Uh, oare se pune ca și cum aș fi bușit-o? Oare? Uh, Adica pare funcțională. Bă, motorul încă merge. Ia uite. uite uh, Nu stiu dacă se pune ca și cum aș fi bușit-o. Nu, no, glumesc, trebuie, trebuie să schimbăm, trebuie să schimbăm. Bun, băiți, am adus aici. De fapt, s-a spawnat aici și cea de a patra sau a cincea mașină, chiar nu mai minte, e un uh, C63 AMG, uh, o mașină super interesantă, nu știu de ce, a, ah, mi se părea că stă foarte strâmbă, dar nu se strâmbă, eram doar pe bordură. O să încerc să merg așa, ușurel, pentru că nu mă grăbesc din her cum ar veni. O să... acum o să-i dau puțină viteză, pentru că parcă, parcă merge, știi, adică să ai un AMG să nu-i dai Viteză. Nu bă, bă, dar nu înțeleg de ce se, se rupe barat de ușor. Uite, știi, și farul s-a rupt tot, bă, tot. Tot ce se putea rupe din față s-a rupt. Deci, mai mi se doar să, să mi se tai cu totul, totul de Băi, am ajuns aici, ultima mașină, dacă mă bușesc și cu asta până ajunge acolo nu mai am nicio mașină, este un Lamborghini Aventador, o să încerc să merg așa ușurel, că nu, nu vreau să-l mai bușesc, pentru că nu cred că mai e o mașină mai șimeheră decât asta, uite aici cred că pot să-i dau puțină viteză, ușor aici, bun, încă puțină viteză pe aici, frână, ha mă, că dacă nici eu nu știu să merg atunci cine, ia uite ce... Ce frumos merg. Ia, dinăuntru cum e? Bă, nu prea e. E foarte pixelat. Mamă, dar nu înțeleg ce scrie acolo. Dar ce contează? Pe, a -a? pe, din afară arată bine, mă. Pe din afară arată bine. Și ia uitați unde am ajuns eu. Am ajuns fix la benzinărie.